tuturor și bine ați venit la momentul de mindfulness. Astăzi vă propun să încercăm un exercițiu de concentrare a atenției asupra auzului, un exercițiu foarte simplu care ne poate liniști sistemul nervos, ne poate ajuta să ne ancorăm cât mai mult în momentul prezent și de asemenea ne poate pregăti pentru situații în care chiar este nevoie să ne direcționăm atenția înspre ceea ce auzim. Pentru copii poate fi vorba de un exercițiu de listening, poate chiar un test de listening, iar pentru noi, pentru adulți, poate fi vorba de o situație în care este nevoie să fim foarte atenți la ceea ce spun ceilalți, poate înaintea unei ședințe, spre exemplu. Așa cum v-am spus, exercițiul este foarte ușor de făcut. În primul rând, ne găsim poziția noastră mindful. Asta înseamnă corpul relaxat, spatele drept. Apoi vom închide ochii pentru că atunci când închidem ochii putem să ne concentrăm și mai bine pe ceea ce auzim. Și timp de, să spunem, câteva secunde, ne vom îndrepta atenția asupra tuturor lucrurilor pe care le putem auzi în jurul nostru. Fie că este vorba de sunete din camera în care ne aflăm sau poate sunete pe care le auzim de pe stradă, poate fi chiar vorba de sunetul respirației noastre. Așadar, să începem. Să ne așezăm în poziția noastră mindful. Închidem ochii și ne concentrăm. Ok, acum deschidem ochii, ne mișcăm puțin, ne întindem, putem chiar scutura mâinile dacă ne simțim puțin somnoroși. Așa. Și este foarte important să intrăm în contact cu ce simțim, cum ne simțim, ce se întâmplă în mintea noastră, cum ne simțim corpul. A fost dificil să ne concentrăm, ne-am simțit asaltați de gânduri, poate. Câte lucruri ați reușit să auziți? Care a fost sunetul care v-a surprins? Pentru că de multe ori atunci când închidem ochii reușim să auzim și mai multe sunete decât puteam înainte să facem lucrul acesta. Pentru că direcționăm cât mai mult din puterea noastră a atenției doar într-o anumită direcție. Putem să facem acest exercițiu aproape oriunde, chiar și la muncă. Iar dacă nu aveți opțiunea de a închide ochii, nu este nicio problemă. Putem să-l facem și cu ochii deschiși. Important este să ne concentrăm cât mai mult pe ce auzim. Atât pentru astăzi. Mulțumesc și ne vedem la următorul moment de mindfulness.